Vă salut, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Am să vă arăt cum se realizează o montură pentru păstrăv și zic eu că funcționează foarte bine și la clean cu spaghete de silicon. Eu am aici lanseta mea pe care v-am mai prezentat-o, pentru că am pescuit și la crab cu ea. O mulinetă Shimano 2500, lanseta Mitchell. Aveți nevoie de o lansetă mai finuță și rezistentă. Eu o folosesc pe a mea. Am introdus deja firul principal prin inele. Este un fir de 0,18 mm. Am să vă explic în timp ce fac montura. Iată, mi-am pregătit aici cam tot ce am nevoie. În prima fază va trebui să aleg un plumb pentru această montură. Voi alege un plumb mai greu pentru că nu voi pescui pe un lac. La păstră voi încerca să prind clean. Așa că aleg un plumb tip pară cu tub. Îl introduc cu tubul spre vârful lansetei. Iată, direct pe firul principal. Voi scoate din trusă un mic opritor. Iată. Este un opritor siliconat. Îl introduc și pe acesta pe fir. Deci plumb opritor. Va trebui să leg un vârtej. Iată. Am ales acest tip. Este un vârtej cu trei trei bile de învârtire. Îl voi lega. Trebuie să folosiți vârteje micuțe pentru că nu trebuie să fie grele și să incomodeze montura când lucrează. Voi face nodul, un nod simplu, în vârf de 3 ori. Introduc capătul în buclă.
Și am reușit. Am rupt cu dinții surplusul și iată, aceasta este ceea ce trebuie să aveți voi pe linia principală. De aici încolo va urma forfacul. Pentru forfac aveți nevoie, după cum v-am spus, firul principal este de 0,18 mm. Pentru forfac aveți nevoie de un fir mult mai gros. Am să vă explic și de ce. Eu folosesc 0,28, același fir pe care îl folosesc la forfacurile pentru crap. Am să vă spun imediat și de ce. Voi alege un cârlig întors. Iată-l. Se vede că este întors. Voi lega cârligul cu un nod normal. Învârt de 7 ori, fiecare de câte ori vrea. Eu cred că de 7 ori este de ajuns. Bun. Am realizat nodul. Umezesc strâng. Am tăiat surplusul. Voi măsura 1 metru de strună. Iată, cam așa. Se vede în jur de 1 metru de strună. Voi face un but la capătul celălalt unde am tăiat struna. Umezesc. Am rupt cu dinții surplusul. Următorul pas va trebui să introduceți butul în ochetul vârtejului. Da.
Pare că nu reușesc. Iată-l. L-am introdus. Voi trage cârligul prin ochet. Și am atașat și forfacul de vârtej. Bun. Acum va trebui să introduc spagheta de silicon pe cârlig. Cum se introduce această spaghetă? Voi alege o spaghetă alb-negru. Se introduce ca și o râmă, exact pe mijlocul ei. Aveți grijă încet să nu ieșiți afară din mijlocul ei, pentru că nu va mai lucra cum trebuie. O trageți pe cârlig ca pe o râmă. Vedeți? La capăt, când ați tras aproape tot, ultimii 2-3 mm lăsați-i în afară. Deci lăsați în afara cârligului 2-3 mm. Trageți bine pe cârlig până urcă pe strună. Iată, vedeți? Cârligul este acolo, deci el a urcat pe cârlig. Cam așa trebuie să arate guma noastră. Spagheta de silicon pe cârlig. Aceasta în apă trebuie să facă o mișcare de oscilație, așa. Dacă nu faci așa, montura dumneavoastră nu este bună, nu ați reușit montura. Mai trebuie umblarea aia refăcută din nou. Acum, de ce e nevoie de un forfac mai gros decât struna principală? Pentru că dacă ar fi un fir mai subțire, ar oscila prin apă și această spaghetă nu ar face acea mișcare de oscilație în apă. Cum simțiți dacă ea lucrează sau nu? Deci după ce ați lansat în apă, veți observa că vârful se va, de la lansetă, se va îndoia puțin. De aceea v-am spus că vă trebuie o lansetă mai fină și mai rezistentă. Vârful se va îndoia puțin și va începe să vibreze, exact ca în cazul lansetelor mai rigide, când pescuiți cu blinchere sau lingurițe. Este același lucru, doar că aveți nevoie de o lansetă mai finuță să puteți observa dacă năluca, această spaghetă, lucrează în apă. Vârful se va îndoia și va începe să vibreze ușor. Atunci vă veți da seama că el funcționează cum trebuie.
Bun. Haideți să vă arăt întreaga montură. Cum arată. Iată. Avem aici un plumb cu tub de 5 grame, un opritor, un vârtej, un forfac mai gros decât firul principal, un cârlig mare și răsucit pentru a face mișcarea acestui vierme. Bun. Și spagheta. Deci ea va trebui să facă așa, na. Așa va face. Foarte repede. Înainte de a lansa, totdeauna verificați dacă funcționează, dacă lucrează. Altfel, va veni ca și cum ați avea un cârlig legat și atât. Deci, înainte de a lansa, lăsați năluca în apă, o trageți puțin, dacă vedeți că lucrează, atunci montura este pregătită pentru a lansa. Dacă nu, mai umblați la așezat acest spaghetă siliconată. Bineînțeles, se folosește ca și orice altă nălucă, schimbați culoarea, dar nu uitați să o introduceți pe cârlig fără să ieșiți afară din ea. Pentru că dacă ieșiți afară din ea, ea nu va mai lucra cum trebuie. Bun, eu vă salut, toate cele bune, fire întinse, numai bine!